Am pe inimă să citesc din ultima carte a Bibliei, cartea Apocalipsa, din capitolul 21, în mod selectiv, câteva versete și rugămintea la dumneavoastră să vă ridicați, să onorăm pe Domnul, să onorăm cuvântul sfânt și cu toată bucuria să-l ascultăm împreună. Așadar, Apocalipsa, capitolul 21, începând cu primul verset, pagina Scripturii 1221. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi periseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Mergem în versetul 12. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau trei porți Spremează noapte trei porți, spremează zi trei porți și spre apus trei porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai Melului. Și apoi mergem în versetul 22. În cetate n-am văzut niciun templu. Pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic ca și mielul sunt templul ei. Cetatea nu are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții melului, să spunem cu toată adunarea, amin. amin. Dacă toți suntem ridicați, profit de lucrul acesta și e bine să mai facem o rugăciune. Ținând cont că sunt împreună cu noi și cu prieteni, și prieteni care poate nu sunt familiarizați cu rugăciunea în comun, dar până la urmă tot o rugăciune în comun vom face. Rugăciunea domnească Tatăl nostru, așa că împreună cu toții plecăm capetele și din toată inima zicem Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă mulțumesc cu respect, vă invit să vă reașezați. Iubiții Domnului, permiteți-mi pentru început să îmi exprim bucuria de a fi în această seară împreună cu dumneavoastră în Casa Domnului, Poarta Cerului Timișoara și pe toți care sunteți în locul acesta spun Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc fratelui președinte, fratelui Nelu, care împreună cu bordul de conducere m-au primit cu foarte multă căldură. Mulțumesc fratelui Vali Botnariu, care a fost foarte punctual și m-a adus la timp la casa domnului. Mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră care sunteți în locul acesta și care sunt convins că ați venit cu o dorință înfocată ca să ascultați, nu un predicator de la Suceava, ci să ascultați cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat că a mai fost la dumneavoastră cu mult timp în urmă, poate 11-12 ani. Știu că sâmbătă seara am slujit la Carmel, aici la fratele de Dan. Dumnealui atunci era în viață, slujea. Și apoi, duminică dimineața, am făcut un popas la părtășie la poarta cerului. E mult de atunci, chiar m-am gândit ce repede ani. trece viața noastră. Uneori parcă am dorit să încetinim, dar conștientizăm că este imposibil și dacă tot trece așa de iute și zburăm, măcar să facem ca viața noastră să treacă frumos. Și frumos, viața trece atunci când îl slujim pe cel mai frumos. Numele lui este Domnul Isus Hristos. Din frumoasa bucovină, așa ca să păstrăm linia frumosului, vă aduc salutări frumoase și sfinte, bisericile pe care le slujesc, frații care au știut de venirea mea în banat, vă transmit salutări sfinte, harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste voi și peste casele voastre. Amin. Dragii mei, am citit cuvântul acesta pentru că ținta noastră, primordială, este ca într-o bună zi să ajungem în Noul Ierusalim. Doamne, ajută. Acolo va fi diferit. Nu vor mai fi lacrimi, nu, va, nu vor mai fi medicamente, nici dializă, nici insulină, nu o să mai fie secții de oncologie, nu o să mai plătim facturi. Acolo nu o să mai fie lacrimi, pentru că nu o să mai fie moarte, durere, nu o să mai fie țipăt. Va fi pace, va fi neprihănire și bucurie veșnică în Duhul Sfânt. Să spunem din toată inima, lăudați să fie Domnul! Ca să ajungem acolo, pe lângă dorință, mai trebuie multe alte lucruri. Dacă ați observat în citirea acestui pasaj, de aici, din capitolul 21, Cartea Apocalipsa, se vorbea acolo despre 12 porți. M-am gândit, fiind la poarta cerului, m-am rugat, Doamne, dăm-mi un mesaj pentru biserica aceasta și Domnul mi-a spus, așa, personal, să vorbesc despre porțile prin care trebuie să intrăm în viața asta scurtă pe pământ ca la final să intrăm pe porțile noului Ierusalim. Doamne ajută-ne! O să vorbesc despre cinci porți. Frații au fost foarte generoși cu mine și mi-au dat timp suficient. Așa că mă rog Domnului să-mi dea lumină, înțelepciune, să-L folosesc într-un mod chipzuit timpul acesta și să fie o binecuvântare pentru noi toți. Și apoi împreună cu toții la final să mai spunem o dată, binecuvântat să fie Domnul, pentru că El merită să fie binecuvântat astăzi, aici și mâine și în toți vecii vecilor. Amin. Prima poartă pe care vreau să o amintesc în această seară, prin care trebuie ca să intre fiecare om, fiecare muritor, ca să aibă acces pe porțele noului Ierusalim, este poarta casei Domnului. Doamne ajută-ne! E important să intrăm pe poarta casei Domnului? Da. Da. Ma, mie mi-ar place uh, să ocupat mâine, trebuie să plec dimineața la Timișoara, în jur de ora 10, 9, jumătate, să vedem cum mă pot trezi. Dar mi-ar place să rămân la poarta cerului Marțiară. Marțiară aveți, nu? Da. Să vedem câți veți intra Marțiara pe poarta asta. Am avut și două evangelizare, câteva seri consecutive și am invitat prieteni, ne am pregătit bine, cu tot ce trebuie, cu musafiri, cântăreți, predicatori, recitatori. soția mea a invitat o prietenă și o plăcut. A venit în fiecare seară nelipsită și a spus așa, când e următoarea slujbă? Soția a spus, miercuri. Dacă vin miercuri tot așa? O zi soția, nu veni. Vină mai încolo. Dragii mei, în cartea Faptele Apostolilor, Biblia vorbește despre un om care stătea la o poartă. Dacă tot am început cu frumosul, poarta aceea se numea tot așa: Poarta Frumoasă. Faptele Apostolilor capitolul 3. Citesc puțin câteva versete din acest capitol. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al noului adică trei după masă. Acolo era un om, loc din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intra în templu. Dus în fiecare zi la poarta frumoasă, dar niciodată nu intra prin, prin poartă. Azi dimineață când mergeam la Berexău, m-a dus un tinerel cu numele David, domnul să cu binecuvinteze, că a făcut o slujbă frumoasă. Am trecut prin centru pe la catedrala dumneavoastră asta, din centru, impunătoare. Și am văzut un alergător, în pantaloni scurți, S-au urcat acolo, pe, la poartă, la, la ușa catedralei și s a aplicat așa de două ori. Au făcut un semn și apoi și-au reluat cursa. Dar noi intrăm pe poartă. Oamenii care în fața porții fac câte un semn al crucii, care fac tot felul de plecăciuni, dar care nu intră pe poartă. Știți. Ascultam mărturia unui frate care povestea la un moment dat, nu-l cunoștea pe Domnul, dar avea un timp de rugăciune, credea în Dumnezeu și se ruga în fața unei icoane. Avea acasă o, o icoană impunătoare și se ruga la icoană. Și cum se ruga odată într-o seară, așa înainte de culcare, ce din senin cuiul în care era prinsă icoana s-a îndoiat. Așa o ieșit cuiul. Și-a căzut icoana și s-a spart. Și-a așa, avut o sperietură și omul disperat a întrebat, pe mine cine mă mai mântuiește? Și-a auzit o voce care a spus, Haru, pe tine te va mântui Haru. Și toată noaptea nu a putut dormi. Și s-a gândit, dar cine Haru, unde găsesc eu Haru? Și a doua zi, mergând prin oraș, a văzut o clădire impunătoare, o casă de rugăciune, unde scria Biserica Pentecostală și cu litere mari, Haro. <rători> și a intrat pe poartă. Și când a intrat pe poartă, acolo un predicator a vorbit despre Har. Că Dumnezeu mai lasă Har peste România. Prin Har suntem mântuiți, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni îndurarea lui Dumnezeu. O, mi-aș dori seara asta la poarta cerului să fie seara mântuirii. Amen. Dumnezeu să mai mântuiască aici. Nu știu care sunteți nemântuiți, dar una știu, Iisus Hristos poate ca să ierte și să mântuiască. Iisus Hristos poate să te înnoiască și pe tine în seara asta, să pleci din locul acesta eliberat, cum am cântat, toate lanțurile păcatului să cadă jos la pământ. Lăudați să fie Domnul! Amen. Iubiți casa Domnului! Intrați des. E important aici. Și ce e biserica e o școală duovnicească. E drept sau nu? Biserica primară, citim în fapte 2, cei din tâi creștini erau nelipsiți de la templu. Cum? În fiecare zi. într era un frate în vârstă, trecut de 80 de ani și a rămas fără auz. Surd. Rămăză zăvii surd la adunare, să fii lipsit marți, să fii lipsit joi, să fii lipsit duminică dimineață, duminică seara, surți, n-auzi nimic. Dacă ești orb, auzi. Te bucuri de o cântare, de un cuvânt, de un îndemn. și plecat un frate foarte surprins și curios în același timp și a spus, frate, te văd că ești neripsit aici, nu auzi. De ce vii la adunare așa? Ești atât de, de, de consecvent. Ca să te înțelegi cu el, trebuia să vorbești rar, să te citească de pe buze, de pe buze sau să scrii pe o hârtie cu litri mari. Și după ce l au întrebat, o zi, de ce vin și ești neripsit? Ca să priceapă satana de partea cui sunt. Că eu sunt de partea lui Dumnezeu. Ca aici este casa lui prima dată expresia asta a rostit-o Iacov în Genesa 28, vă amintiți? Când fugea de, de, de fratele lui de Esau pentru că l-a înșelat, l o mințit pe tatăl său, pe, pe Isaac, s-a deghizat, s-a dat drept Esau ca să primească binecuvântarea și ca să-și scape viața, fuge și ajunge undeva lângă luz, într-o pustie, unde n-are o perină să-și plece capul, ia o piatră pe care o folosește ca și perină, își pleacă capul pe ea și doarme, obosit, flămând, însetat, plin de frică. Și Dumnezeu îi vorbește, pentru că Dumnezeu are metode diferite. Dumnezeu încă mai vorbește și în 2024. Și pentru asta, din nou spunem, lăuda să fie Domnul. Alege să-i vorbească printr-un vis de noapte. Vede o scară, care făcea legătura între cer și pământ, pe scara asta se urcau, se coborau îngerii Domnului și deasupra scării stătea Dumnezeu, Dumnezeu cel atotputernic care îi vorbește și îi spune Iacove, eu sunt Dumnezeul lui Avram, adică a bunicului tău, eu sunt Dumnezeul lui Isac, adică Dumnezeul tatălui tău. Nu i-a spus că e lui, că nu era. Că Iacov nu-l cunoștea pe Dumnezeu. I-a făcut Domnul niște promisiuni, niște făgăduințe acolo. Pământul pe care dorme acum, ți-l voi da ție, seminții tale. Și când se trezește din somn, Iacov spune cât de înfricoșător este locul acesta. Dumnezeu e aici și eu n-am știut. A dat locului acelea numele de Betel care tălmăcit însemnează casa lui Dumnezeu. A spus Iacov, aici este casa Domnului, aici este poarta cerurilor. Mărit să fie Domnul, pentru că în seara asta suntem la poarta cerurilor. Intrați des pe ușile astea. Amin? Des. Intrați și marțea. Avem nevoie de rugăciune? Intrați și joi. Avem nevoie de studiu biblic. Intrați și duminică dimineață. Doamne ajută-ne. Am cunoscut pe cineva care a mers în Austria după Revoluție. Românii sunt oameni harnici și au făcut, au deschis un mic grup de rugăciune și a venit șeful lui și a spus, „Auz, vreau să te plătesc să-ți dau duminica dublu. Lasă tu, nu mai intra tu pe ușile adunării unde te duci, pentru că eu îți dau dublu. Și eu surât ideea asta și a început să meargă și duminica, în ziua Domnului, să urce pe casă. O lucra câteva luni, și într-o bună zi a avut un accident, a căzut de pe casă și a fracturat coloana și de atunci a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile. Nu o să spun de unde nume, nimic, nu asta zidește, însă fratele ăsta cânta la acordeon, înainte de accident. Uneori îl suna pe fratele Daniel Hârtie, cu care o am misionat o vreme îndelungată și ne ruga să trecem pe acasă pe la el. Și când Daniel cânta la acordeon, el era numai în lacrimi și spunea, așa am cântat și eu odată. Dumnezeu mi-a dat darul ăsta să cânt. Dar în loc să mă duc să laud pe Dumnezeu, în ziua Domnului, eu m-am dus cu mistria și cu ciocanul ca să lucrez pentru că am fost lacom după bani. Dacă aș putea să dau timp înapoi. Din păcate omul ăsta s-a stins și s-a stins în chinuri, în dureri și cu foarte multe resentimente. Doamne, ajută-ne să iubim casa ta. Amin. Spunea David în Psalmul 27, cu versetul 4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc cum? Ferbinte. Aș vrea să locuiesc în casa Domnului numai când de evanghelizare. Când vin musafire, așa? Când avem binecuvântări de copii, cum vin unii? Când avem căsătorii? Aș vrea să locuiesc în casa Domnului toată viața mea. Știți ce mi-a lipsit mie în pandemie? Biserica, părtășie cu frații. Cel mai bine atunci am înțeles Psalmul 133. Eu obișnuit să merg în evanghelizări aproape seară de seară, perioada asta de iarnă, de primăvară, până prin aprilie, până se mai opreze de evanghelizări. Eu și duminică, trei luni am stat, am fost și bolnav vreo trei săptămâni, foarte, foarte grav, când m-am întremat un pic, și am până la poartă. Era pustiu, Suceava era în vremea aceea carantinată. Dacă ar fi venit cineva și să-mi spună, frate, îți dăm un bloc în, în Cluj, pe numele tău să-l trecem, nu mă interesea. Doream un singur lucru, dați în biserica, dați în părtășia cu frații. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț care turna pe capul lui, se pogoară pe barba lui, pe barba lui Aron, pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care udă munții Sionului, căci acolo, în seara asta aici, Dumnezeu dă binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Să spunem din toată inima glorie Domnului. A doua poartă pe care vreau să o prezint, pe care trebuie ca să intrăm după poarta casei Domnului, să avem acces pe porțele noului Ierusalim, este ușa sau poarta credinței. În Faptele Apostolilor, capitolul 14, Citesc versetul 26 și 27. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fusese încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o să săvârșiseră. După venirea lor au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor, Dumnezeu ce deschisese? Ușa? Credințe. Pentru că evrei 11 cu 6 spune clar, categoric și fără de credință, este cu neputință ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dragii mei, cum stăm cu credința? Pentru că cel neprihănit va trebui să trăiască prin credință. Nu vi se pare că la capitolul ăsta suntem foarte oscilanți, deficitari? Am ajuns să avem o credință verbală. Deși ar trebui să trăim altfel, nu prea în vedere prin ceea ce vedem. Era o soră, n-avea pe nimeni, singură, abandonată și o soră dependentă doar de Dumnezeu, de ajutorul Domnului. Dar o, o soră care treacă prin credință și avea o problemă financiară într-una din zile și a spus, Doamne, eu cred că Tu vei trimite corbii Tăi ca la Ilie. asta e credința mea. Pentru că Tu nu te-ai schimbat și Tu mai ai corbi și în vremea asta. Și acum Dumnezeu, cum eu vorbit lui Iacov, prin vis de noapte, eu vorbit și unui frate, avea o firmă de construcții. Nu-i aluzie la nimic că nu vă cunosc. Și-o zis: Uite, te duci la sora Ana, eu vorbi domnul Vis, pentru care are nevoie de un ajutor financiar. Omul, când s-o trezi, nu-i-a plăcut visul. S-a întins așa, de 20 ce vis ciudat. Dacă ați băgat de seamă, când visăm, așa că trebuie să să facem o donație, să dăm ceva în numele Domnului, nu prea e mare bucurie. Dacă ar fi să visăm că primim, ne intră ceva în cont după mează, aleluia, Doamne! Dar cât? Deși Biblia spune, e mai ferice să dai decât să primești. Ăsta o obligat pe șantier, că avea mult de lucru, avea contracte mari. Noaptea viitoare, Dumnezeu nu i mai vorbi prin vis. L-a trezit strigând la el. A auzit vocea Domnului pentru prima dată în viața lui. Eu sunt domnul. Dimineața la șapte te duci acolo. Eu te-am trimis. Omul s-a dus, nu mai dormit, până dimineața, a plecat la șapte, O luat un plic, așa, a pus o sumă de bani acolo, o sunat la poartă, zice, sora Ana, m-a trimis domnul la dumneata. Sora zice, te-o trimis de ieri, dar n-ai vrut să vii. <ră> mă tremurând, eu, eu, eu întins plicul, așa tremurând, o luat, dar nu l o luat de acolo numai 5 hârtii, 5 foi, de câte un milion, adică 5 milioane, 500 de ron. Atât. El s-a toți, dar toți sunt pentru nevoile dumneavoastră. Nu, no, nu, no, nu. No. Atât e nevoia mea. Eu, dacă iau plicul ăsta, eu depind de el. Eu toată viața am depins de Dumnezeu, prin credință am trăit, când o să am nevoie. Dumnezeu o să trimit alți corbi că mai are corbii lui. Mă, frate, era un pic și brunețeală așa. l au făcut și corb. Când intri pe ușa asta a credinței, e ușă necesară? Domnul Iisus spune în Luca 18 cu 8, partea a doua acelui verset, când va reveni fiul omului pe norii, cerului, va mai găsi ce întrebare? Credință? Să o găsească la poarta cerului. Să o găsească în vețile noastre. Să o găsească în casele noastre. Doamne ajută-ne! Amintiți-vă de cei trei tineri în Babilon, care într-o bună zi au, fost, au stat în fața ușei unui cuptor încins. Vă amintiți? Era acolo ușă. Împăratul nebucat din țară a fost foarte clar și concis, a dat o poruncă și a zis, când veți auzi semnalul instrumentelor, toți cu fața la pământ, vă închinați, ridicați un idol, un chip de aur de 60 de coți în Valea Dura. Era o grămadă de, de, de iudei acolo, toți erau cu nasul în pământ. Sigur, Daniel era cu treburile împăratului, nu era de față, că ar fi făcut front comun cu ei, cam capitolul 1, când n-a vrut să stea la masa lui țară. Și imediat la un dunțat a spus împărate, uite că sunt trei tineri care te sfidează. Șadrac, Meșaga, Betnego nu se pleacă. Și-o zis împăratul, voi n-ați auzit bine, mai pun să mai cânt dată că dacă nu, vă arunc acolo și e finalul. O zis împărate, noi am auzit. Dar noi nu ne plecăm pentru că noi nu ne închinăm la, la idoli, la aur. Noi suntem din Israel, de unde ne-a luat rob, de acolo din Iuda și noi ne închinăm lui Jehova, Dumnezeul nostru, Dumnezeul minunilor, care are toată puterea în cer și pe pământ, să, pune, să, spunem în seara asta glorie lui. Amin. Și a zis împăratul, am să văd eu dacă vă poate scăpa din mâna mea. Și a început să cânte tinerii. El poate el poate, noi știm că Domnul poate. L-au provocat. A dat poruncă să fie încălzit cuptorul acela de încă șapte ori. Gândiți-vă să încălzești de șapte ori ceva. Ce veți acasă? Aveți central, aveți sobe, aveți că voi sunteți în vest aici, ați evoluat. Dar de șapte ori să pui. Nu întâmplător a spus unor soldați bine făcuți ca să, să, să vină să-i arunce. De ce să-i arunce făcuți așa, voinici? Pentru că nu te puteai apropia prea mult de cuptor. Emana o, o temperatură extremă. Și atunci trebuia de la oarecare distanță, cu elan, să-i arunce în cuptor, pe ușa aia. Cei ce au aruncat soldații împăratului au fost omorâți arși de temperatură, de căldură de acea căldură în exces. Acum, probabil că împăratul era satisfăcut, mulțumit. O zi sunt și victime colaterale, dar măcar dau o lecție. La un moment dat se apropie cât îi permite temperatura să, să, să vadă ce e prin cuptor. E ceva vizibil și vede. Imaginea aceea îl uluiește. Și nedumerit întreabă, pe cei de lângă el, pe sfetnici, n-am aruncat noi trei tineri? Ăștia au spus, ba da. Păi uite că eu văd patru. Și cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. S-a coborât în cuptor cel în care s-au încrezut. Mare Dumnezeu nostru. Știți de ce? Pentru că tineriște ăștia, înainte să fie aruncați pe ușa cuptorului, au intrat pe ușa credinței. Și când intri pe ușa credinței, Dumnezeu face imposibilul posibil și te păzește, că e scris în 1 Petru, 1 Petru, nu? Capitolul 1, versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin ce? Prin credință. Aleluia! Doamne, mărește-ne credința! Doamne, îndură-te de noi! S-a coborât în cuptor cel care e izvorul apelor vii. Ieremia, capitolul 2, M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au făcut puțuri crăpate. Păi când vine izvorul, ca să fie curimă, o venit izvorul și o răcorit cuptorul. Aleluia! Și când, când, când îi, când, ce faci? Te plimbi, nu? Ce voi vă plimbați vara la Timișoara, în iulie, când sunt 40 de grade la două, nu vă plimbați. Dacă vă plimbați? Seara pe răcoare. Așa și cei trei au început să se plimbe acolo, răcoare, frumos, și mai uluit, împăratul spune: Șadrac, meșac ca Betnec, dacă voi sunteți, hai afară. El nu credea. Măi eu eram în locul la cei trei, nu ieșeam, spuneam: Nu venim, vină tu la noi. N-avea curaj să intri. Ca să intri în cuptor, trebuie să intri prima dată despre ușa credinței, că altfel te arde rău. A Acolo e testul. Tinerii au venit. Se apropie de, de ei, pipăi, că nu credea, se uita la lui, morți, nu sunt cuptori la distanță, praf, grămadă. Trage de ei, o fi spus, lasă-ne împărate că ne faci urme mai mari, nu ne-au făcut nimic cuptorul și ne lași tu vânătăi. Hainele lor nu miroseau a fum, părul de pe cap nu le era ars. Când o înțeles că ei sunt, când a văzut acea minune, a declarat împăratul Marii Dumnezeului și a trag Mecșac și Abednego, ne schimbăm direcția, direcția, închinării și ne închinăm și dăm slavă acestui Dumnezeu, că e Dumnezeu măreț și atotputernic, e Dumnezeul oștirilor, să spunem cu toată adunarea, glorie Lui. Prea să fie Domnul în veci. Intrați pe ușa credinței. Amin? Să ne ajute Dumnezeu să avem nu credință puțină, să avem toată credința. Amin. Pentru asta trebuie să intrăm pe această ușă a credinței, să avem experiențe cu Dumnezeu ca să ni se mărească credința și să ajungem până la acel nivel în care să trăim prin credință. Doamne, ajută pe toți. Amin. Trei. A treia ușă pe care vreau să. Vă amintesc că în această seară, aici la poarta cerului, este ușa neprihănirii și asfințirii. Rețineți, prima ușă, prima poartă, poarta casei Domnului. A doua, credința, pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți Domnului. Nu putem ajunge în cer. Dar după credință, nu ne oprim la, la dacă ne oprim la astea două porți, nu intrăm pe porțile Ierusalimului. Trebuie ca să intrăm pe poarta neprihănirii și a sfințirii. Cum e Dumnezeu? O cânta tinerii. Vă mai amintiți? Dumnezeu e sfânt. Vă că nu spuneți amin. amin. Sau nu credeți? N-am citit eu un text că nimic întinat și nu intră acolo. Petru spune, pentru că cel ce v-a chemat este sfânt. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Sfinți în familie. Sfinți pe stradă. Sfinți la locul de muncă. Doamne, binecuvintează-ne. Citesc din Salmul 118, ca și argument, versetul 19 și versetul. Hai până la versetul 21, trei versete. Deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit și spunem cu toată adunarea, amin. Dragi. Dragii mei, trăim într-o vreme extrem de dificilă în care se predică o Evanghelie diluată. Eu o să fiu foarte concis, foarte clar, poate că un pic aspru, dar să nu uitați că vin de la Suceava. Țineți cont de, de aspectul ăsta. Există un curent periculos la ora actuală. Vă tot felul de, 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 de uh, grupuri de astea care, care se adună și care predică o, o Evanghelie diferită și deosebită de asta pe care am primit-o. Ori noi trebuie ca să rămânem la Evanghelia Domnului Isus, pentru că spunea Pavel galatenilor, văzând nestatornicia lor, a spus, mă mir că așa de ușor treceți de la o Evanghelie la altă Evanghelie. Că dacă eu sau un înger din cer ar veni ca să vă vestească o altă evanghelie, să fie cum? Anatema. Sunt unii care spun, Domnul bun, nu contează ce faci, nu putem, nu putem noi păcătui cât ne poate ierta Domnul. Serios? Sau cântări de astea care nu, nici nu sunt inspirate, acolo unde, 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 e mult păcat, e har mai mult nemeritat. Adică unii cred că unde e mult păcat, Domnul dă har. Așa cu, cu, cu ifronul. Cam așa se gândesc unii. Vedem duminică, Doamne, dă har, dă har, iartă-ne, pentru ce? Ca de luni să facem altere și duminică iar ne jucăm de apocăința? David spunea la tine este iertare, dar ca să fii de temut, Pavel spunea romanilor să păcătuim mereu ca să se mulțească ce? Nici vorbă. Nici de cum. Noi suntem chemați să trăim o viață sfântă, o viață neprihănită. Închinați-vă, psalmul care? 29 cu versetul 2. Închinați-vă, Domnului, îmbrăcați cu ce? Cu podoabe sfinte. Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Strigau serafimii, fără încetare. În Isaia 6, ce strigau? Sfânt! 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 Este Domnul oștirilor. Și noi spunem în seara asta, amin. Spunem în seara asta, aleluia. Domnul Sfânt. Doamne, ajută-ne să ne sfințim și noi. Să intrăm pe poartă asta. Trebuie să se vadă un progres în viața noastră. Amin. Dacă după 20-30 de ani de pocăință am rămas tot la nivelul ei, vai de noi! Azi să fiu mai sfânt decât ieri. Dacă Dumnezeu mai dă mâini o zi în dar, să fiu mai sfânt ca azi. Amin. Așa trebuie să privim lucrurile. În felul acesta și în modul acesta. Am găsit în Scriptură, în Luca 2, un personaj care mi-i drag. Mi-aș fi dorit ca Biblia să vorbească mai mult despre acest om sfânt, despre bătrânul Simeon. Luca, capitolul 2, o să citesc câteva versete să vedeți ce caracterizează viața unui sfânt. Începând cu versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta ducea o viață, cum? Sfântă. Și era cu frica lui Dumnezeu. Prima subliniere, sfinții, să plin de frică de Dumnezeu Asta înseamnă să fii sfânt Nu că noi n-am putea să nu punem mâna Să punem mâna pe al nostru Dar nu o facem la servici Sau în alte împrejurări Pentru că noi avem frică de Domnul De să nu, nu păcătuim Vă amintiți de Iosif Când o veni nevastă lui Potifar să-i propună Să trăiască împreună cu ea să aibă o aventură. Eu se v-a spus, nu pot. De ce nu pot? Pentru că eu mă tem de Dumnezeu, eu am frică de Dumnezeu. Dumnezeul meu nu-i ca al vostru, un Dumnezeu care are ochi și nu vede urechi și nu aude. Dumnezeul meu e sfânt! Și eu vreau să trăiesc aici, în Egipt, o viață sfântă, să mă păstrez curat. Aleluia! O crezut că eu o convins-o. De unde? În disperare, el o așteptat în casă și o tras de haină. Nu mai stat Iosif să negocieze, să-mi explice că o văzut că n-are cu cine. i a lăsat haina care a fost probă împotriva lui. Dezbrăcat l-au aruncat în pușcărie. Peste 13 ani a stat închis. Dar ascultați-mă aici, s a închinat Domnului. Iosif și-l-a ascultat Dumnezeu pentru că era îmbrăcat cu podoabe sfinte. Lăuda să fie Domnul. Doamne ajută-ne să avem frică de tine. Mai este frică de Domnul la Timișoara? Doamne ajută. Mai departe. El aștepta mângâierea lui Israel. Sfinții știu să aștepte. Adică sfinții au răbdare. Nu se precipită. Dimineața, spunea David în psalmul 5, îmi îndrept rugăciunea spre tine și ce fac? Aștept. Cunosc o soră care a așteptat ca Dumnezeu să-i mântuiască bărbatul 20 și ceva de ani, 22 de ani. Era un om de o violență extremă. Venea acasă, nu o lăsa ca să-i citească nimic din Biblie. Nu o lăsa duminica uneori să vină la biserică, o lua la strâns fânul pe câmp. Se ruga de fiecare dată și spunea, Doamne, cred că într-o bună zi îmi vei mântui și soțul meu. O trecut un an, doi, trei, patru, cinci, zece, 15. nimic, era o grămadă de pesimiști care spuneau pe asta nu mai mântuie nici Dumnezeu că e prea rău, însă Dumnezeu pe cei mai răi îi mântuiește. Din răi face buni, ca aici e puterea Domnului. După 22 de ani au venit la biserică într-o joi seara și la o chemare când predicatorul a întrebat, e cineva care vrea să fie iertat și mântuit? A ridicat mâna sus și a venit în fața învonului. S-a plecat pe genunchi plângând în hohute și a spus, eu sunt cel mai rău om din localitate, eu vreau din seara asta să-mi schimb viața, vreau din seara asta să-L slujesc pe Domnul Isus Hristos. M-am uitat la soția lui, avea lacrimi de bucurie. După 22 de ani, Dumnezeu i-a mântuit soțul. Dar până atunci o așteptat. Nu știu de când aștepți, dar sfinții știu să aștepte. Mai departe spune aici, și Duhul Sfânt era peste, peste El. Duhul Sfânt era un om plin de Duhul Sfânt. Sfinții sunt plini de Duhul Sfânt. Doamne ajută-ne să fim plini de Duhul Sfânt. Amen. Cumva să trăiți aici la poarta cerului din amintiri. În urmă cu 30 de ani, când eram, când făceam, când regeam, nu, nu, noi trebuie ca să fim plini de Duhul Sfânt la continuu prezent. Doamne ajută-ne! Hai să vă spun o experiență. Eu mai merg așa prin țară și câte un frate care are tiruri sau are câte, un peco de ăsta micuț, zice, frate Ionică, trage la stație acolo pentru că mergi mult cu mașina să spun pun niște motorină, cât în Și bucuria mea e cea mai mare când mă prinde cu rezervorul gol. Mă duc acolo, fac plinul, uneori mai trag de coarnele alea, de, de barele de sus, să așeză bine. Și când curge afară motoria, motorina cam salmul 23, paharul meu este plin de pistiel. Dar interesant că nu mă țin toată viața. Vreo 700-800 de kilometri. Și după aia trebuie să trec iar, să trag la Peco. Că nu mai găsesc altul. Mă duc la Peco. Ei, și tot așa, am o grămadă de alimentări la OMV, am cel mai înalt statut, că alimentez mult. Așa e și cu Duhul Sfânt. Mai veniți la stăruință, la umpere cu Duhul Sfânt. Doamne ajută-ne! Nu trăiți din amintiri. Binecuvântat e omul care umblă cărmuide de, de Duhul Sfânt să ne ajute Dumnezeu. Mai spune ceva aici Scriptura. Versetul 20, 27. El a venit în templu mâna de Duhul Sfânt și când au adus părinții înăuntru pe pruncul sus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, ce a zis? Acum slobozește în pace pe robul tău stăpâne după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Două gânduri desprindem de aici. Sfinții trăiesc în pace. Evrei 12 cu 14. Urmăriți două lucruri. Care? Pacea și sfințirea. Fără de care? Aveți la Timișoara sfinți fără pace? Că e plin în vremea asta de Sfinț, dar fără pace. Să ne ajute Domnul pe noi să fim sfinți cu pace. Amin? Cât atârnă de voi, de noi, să trăim în pace cu cine? Da, cu frații. Doamne, binecuvintează-ne. Nu mai dezvolt subiectul ăsta. Și apoi sfinții sunt gata de plecare, n-au nicio emoție în fața morții slobozește în pace pe robul tău, Doamne. Zgata să vă întâlnesc cu tine. Sfinții dau emoții. Sfinții nu se tem de moarte, sfidează moartea. Pavel a spus, pentru mine a murit cei. E un câștig. Că nu are moartea ultimul cuvânt. Nu, nu. Moartea pentru sfinți este un somn. Atâta tot. Un somn. Dar într-o bună zi vom fi treziți de o, de o trâmbiță și vom fi în viață și vom fi cu Domnul pentru vecii vecilor. Pentru că Cel ce a biruit moartea este Isus Hristos. Să spunem din toată inima glorie Lui. Lăudați să fie Domnul. Intrați pe poarta neprihănirii și a sfințeniei. Domnul să vă ajute și Domnul să mă ajute. Amin? Să ne găsească plecarea din lumea asta sau venirea Domnului Isus, oameni sfinți. A patra poartă pe care vreau să o prezint este poarta facerii de bine. Poarta faptelor bune. V-ați gândit la asta? Cine poate să facă un bine, cine știe să facă un bine și nu face, să un păcat. Dumnezeu a rânduit faptele bune în care noi să umblăm. Credința fără faptă cum? Îi spuneți dumneavoastră? Moarte. Știți că Domnul Isus vorbește în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, un pasaj, n-am nicio îndoială, foarte, foarte cunoscut de noi, de la versetul 31, când va veni Fiul Omului în slava sa cu toți ființii îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate ca pe un platou și el va desparte pe unii de alții cum desparte păstorul oile de ce? Pe capre. La dreapta pune oile și la stânga caprele. Celor de la dreapta le va spune veniți, celor de la stânga duceți-vă. Ce face diferența? Am fost flămând, mi-ați dat să mănânc. Mi-au fost sete, mi-ați dat apă. Am fost dezbrăcat, m-ați îmbrăcat cu haina voastră. Am fost în temniță, am fost în spital bolnav și ați venit pe la mine. Când, Doamne? Când? Că dacă te-am fi văzut noi în 2024 în Timișoara, pe strada Revoluției, ce s-am fi făcut noi? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri sau nu le-ați făcut cui? Mie. A celor micuți neînsemnați, mie, spunea Domnul, nu mi le-ați făcut sau le-ați făcut. Vă mai trimite Duhul Sfânt? Să mai deschideți așa câte o ușă? Știți câți oameni sunt la ora actuală abandonați? Bolnavi, care n-au pe nimeni? Cine l-a căutat pe acel slăbănoc de 38 de ani la Betesda? Cine l-a căutat? Domnul Iisus. O întreba Domnul, n-ai vrea să te faci sănătos? Și-o zis, Doamne, cum n-aș vrea? Dar n-am pe? N-am pe nimeni. Doamne ajută-ne să deschidem ușa asta. Să o deschidem. Patru prieteni aveau un prieten slăbănog în Capernaum, Marcu, capitolul 2. Și au auzit că Domnul Iisus Hristos trece prin cetate lor. Nu spus, poate trece Domnul pe aici. Poate face Domnul ceva. S-au dus ei. L-au luat cu pat cu tot. Și unde l-au dus? La Domnul Iisus. Casa era plină, dar le-a venit o idee genială, s-au urcat pe acoperiș, au dat la o parte acoperișul și cu pat cu tot, l-au coborât înaintea Domnului Isus. Când le-a văzut Domnul credința, a zis, omule, iertate sunt păcatele. Cei de acolo au zis, omul ăsta hulește, cine poate ca să ierte păcatele decât Dumnezeu? Pentru că nu l-au recunoscut că el este Fiul lui Dumnezeu, trimisul cerului. Însă Mântuitorul a continuat spunând cei mai lesne, cei mai ușor de zis, păcatele ți sunt iertate sau ridică-te, scoală-te, ia spatu și umblă. Ca să pricepeți că Fiul omului e pe pământ, este aici și are putere ca să ierte păcatele, ție zic, scoală-te, ridică-te și umblă. Și dintr-o dată toți mușchii aceia atrofiați, toate încheieturile lui au prins viață pentru că acolo era Domnul vieții. Numele lui este Isus Hristos. Gloria lui în veci! Doamne ajută-ne și pe noi să mai deschidem asemenea uși. M-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, vreau să fac și eu lucrarea asta. Și îmi vorbește Duhul Sfânt într-o seară și spune, du-te la cutare acasă, du-i o mie de lei. Mi-a spus și suma. Dar era slujitor. Era predicator un predicator cu o familie mai numeroasă, 10 copii, și am avut o reținere așa. Și a spus Domnul, n-ai spus tu ca să te trimit, tu acolo. Am pus într-un plic, cum mi-a spus Domnul, o mie de lei, l-am sunat și l-am chemat la poartă. Și am spus, frate, uite, m-a trimis Domnul la dumneata, asta e pentru nevoile familiei tale. Omul a început să plângă și a spus, frate, Dumnezeu te-a trimis. În trei zile începe școala și nu am bani cu ce să încalz trei copii. Știți ce satisfacție am avut? Ce bucurie, ce împlinire sufletească? Atunci când mergi trimis de Domnul, întotdeauna te duci la sigur. Doamne, ajută-ne. Mai sunt și alte case. Mai sunt și alte situații. Mai sunt și alți oameni. Că spunea Domnul Isus, pe săraci îi viața avea între voi totdeauna. Mai deschideți ușile astea celor singuri, abandonați și faceți ceva în numele, nu al lor, în numele Domnului Isus, că se merită. Doamne ajută-ne! Și am ajuns la ultima poartă. Zboară repede timpul la Timișoara. A cincea poartă și ultima este poarta îngustă, sau ușa îngustă, despre care citim în Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 13 și 14. Spune aici Mântuitorul, intrați pe poarta cea strâmtă, căci ce largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o... Oare cine e poarta asta îngustă? Știți cine poarta asta îngustă? Se numește Isus Hristos Domnul. Aleluia. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, mai deslușit, înțelegem, acest adevăr absolut, versetul 7, Domnul Isus le-a mai zis. Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlharii, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Pentru că Domnul, spunea David, e păstorul meu. El mă duce la pășuni verzi și la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina Numelui său, că Dumnezeu este drept. Glorie Domnului. Cum ești? Ai intrat pe ușa asta? Ai o relație personală, că asta înseamnă să intri prin ușa îngustă care se numește Isus. Ai o relație personală cu Domnul Isus? Este El Domnul tău și Dumnezeul tău? Spuneam în Ioan 17 cu 3 definiția vieții veșnice și viața veșnică este aceasta. Care? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, Fiul tău, pe care l-ai trimis în lume. Știți că Dumnezeu în vechime, Genesa 6, îi dă un proiect lui noi să construiască o corabie. Vă amintiți? Era un om care intra și el pe poarta neprihănirii. Era neprihănit omul ăsta. Dumnezeu s-a otărât ca să nimicească omenirea prin potop. Însă noi capătă trecere, îndurare înaintea Domnului și spune Domnul lui Noe, cu tine fac un legământ. Fă o corabie și îi dă Domnul dimensiunile. Cum să o facă? 300 de cos lungime, 50 lățime, 30 înălțime. O fereastră sus și o zis, la corabia asta să-i faci o singură ușă. Să o pui în lateral. La corabie mare. Nu putea să spună noi, Doamne, las mă să pun macar patru. Să pun două pe o parte ca la avion. Să câte are avion? Are mai multe. Are în față, are la mijloc, nu? Și mai în spate. Depinde de avion. Nu, Domnul vine și spune, așa o faci, cu o singură ușă. Pe acolo să intre toți. Aleluia! Pentru că ușa asta, știți pe cine îl simboliza încă de atunci? Pe Isus Hristos Domnul. Nu știm cât o construi noi corabia, unii spun că 120 de ani, alți 100, părerile sunt împărțite, într-o 100 și 120 de ani, cert că lucra mult. Când au văzut oamenii, au fi întrebat, dar de ce lucrezi? Și faci tu cu corabia asta? La ce ți ajută? Cum o, muști, o, 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 o de aici, o clintești? Și noi au spus, vine potopul, vine mânia Domnului. Uite ce se va întâmpla. Nimeni nu l crezut. Mă veni vremea după ce o intrat animale, păsările, toate vețuitoarele. Domnul îi spune noi, „Iați familia și urcăte și tu în corabie. Interesant e un amănunt acolo. Ușa corabiei a închis-o cine? Dumnezeu. Dumnezeu. Mai m-am gândit. Dar noi o fost în stare să o construiască și nu e în stare să o închidă? Mă duc avionul, că avionul românilor e Și este câte o stioardeze de asta slăbuțică, așa, și închide ușa. E responsabilitatea ei și mă întreb, oare o închis-o bine? 100% că n-ar pleca avionul, are senzori. Nu pleacă mașina dacă nu o închizi bine. Sau pleacă, dar te avertizează. Și noi nu în stare, după ce o construiește, să închidă ușa. Să-i facă un cuietoare acolo. Dar e o taină acolo. Biblia nu dă detalii. Dar lăsați-mă așa să mă duc în imaginația mea. Cred că atunci când a început să vină ploaia, Oamenii l crezut că până atunci roa uda pământul, nu ploa. O fi plecat la corabe, știți unii mai exact să bată, nu undeva în partea din spate, la ușă. O fi spus, noi te credem acum, deschide, dacă nu-i loc pentru noi, ia fetița asta, are șase ani, ia băiețelul ăsta. Cât de plin de milă era noi, poate că ar fi deschis. Însă dinăuntru o să aude o voce, nu pot, pentru că n-am închis-o eu. Dumnezeu a închis-o. Și când Dumnezeu închide, după El nu mai deschide nimeni. Tot la fel când Dumnezeu deschide, după El nu mai închide nimeni. Dumnezeu a închis ușa cu răbiei, uitați-vă în Genesa, și Dumnezeu a deschis-o la final. Am o veste bună la poarta cerului în seara asta. Ușa mântuirii sau poarta mântuirii care se numește Iisus mai este încă deschisă. Poate că nu avem autostrăzi performante ca nemții. Nu avem sistemul, sistemul lor medical, nu intru în amănunte. Nu avem o grămadă de facilități, însă Dumnezeu a deschis pentru România ușa mântuirii. Și mă bucur că în 2024 se mai mântuiesc oameni în România.